Bună ziua, prieteni! Am venit și noi aici, am venit cu Albina, ieri la mall, azi la Vatra Română, la restaurant. Mănânci dulciuri acum. Prieteni, acum ne întoarcem, am mâncat Alina o ciorbă, a fost și mama, am mâncat și noi, am vrut să mergem la Craiova, la mall, dar trebuie să ajung eu la Strehaia, că am o programare pe acolo. Ce să zic, prieteni? Am văzut multe comentarii, pe mine nu mă interesează, pentru că eu atunci când spun ceva, eu asta fac, iar nu mă interesează restul, pentru că cu cine să-mi pun eu mintea? Niște candida. Sunt candida și atât. Pentru mine nu... N-am cu cine să vorbesc, pentru mine nu există. Poate să facă ce vor, nu este treaba mea. După cum vedeți, eu mă plimb cu fetița ca să nu stea să nu aibă timp să stea pe vloguri. Iar multe doamne văd aici că vin și îmi dau mie sfaturi ce să fac cu copilul meu. Aveți voi grijă de copiii voștri, nu spuneți voi mie ce să fac cu copilul meu. Până la copil, da? Accept că mă jigniți pe mine, că vorbiți de mine, că spuneți una alta, bla bla bla. Dar nu vorbiți de mine. Nu vorbiți de copil. Și de mine ce să fac cu copilul meu și cu viața mea? Nu spuneți voi când s-a mămărit, cu cine s-a mămărit și ce am eu de făcut. Știu eu ce am de făcut. Mai bine accept să mă faceți proastă, urâtă, nebună, așa cum și mă faceți, decât să-mi dați voi sfaturi ce să fac cu viața mea. Da? Așa că stai la toți. Vedeți-vă de treabă. Nu îmi spuneți voi mie ce să fac. Alina, da. Și copilul ăsta nu îi spuneți, nu vine nimeni din margine să vorbească, dă picioarele jos. Să vorbească și să-i cânte în ureche, nu știu ce. Copilul meu, știu eu cum l-am crescut, știu cât am tras cu el. Nu are nevoie de tată la 3 luni. După ce că avea câteva zile, o dată la 2 luni, la 3 luni și nu stătea zilnic, nu dormea zilnic, nu nimic, nu era plimbat, nu era ieșită niciunde. Acum i s-au luat și alea 3 zile. Bravo, am renunțat definitiv, nu eu, fata. Nu ne mai trebuie acești oameni. Ca să înțelege, sunt niște oameni care sunt toxici. La fata mea o să-i facă toată viața rău. Pentru că sunt niște oameni nebuni. Uitați-vă acolo în casă la toți, dacă unul e fericit. Dacă unul e bine. Niciunul. Așa că stau eu cât se poate de departe de ei. O să vină timpul când o să ceară scuze cu toții. Iar până atunci eu îmi trăiesc viața. Nu stau să mă enervez. Pentru ce? Pentru ce? Sunt puțin stresată, sincer vă spun. Sunt stresată, sunt supărată, că vreau să-mi iau mașină, iar tata nu-i de acord. Tata nu vrea. Mă spune că avem mașini, că de ce să dau banii pe mașini, că nu știu ce, că nu știu cum. Eu vreau mașină. O altă mașină care îmi place mie foarte mult, iar el nu vrea. Și asta mă enervez și umblu de vreo 2 zile pe la Craiova, pe la astea. Dar stresată de niște candida, eu nu sunt. Așa că... Cum eu n-am treabă cu nimeni și n-am deranjat pe nimeni, nu de frica poliției, că până la urmă aia e, îmi asum. Dar dacă eu n-am deranjat pe nimeni și n-am spus absolut nimic, să nu mă deranjeze nimeni și când o să am eu ce o să am de zis și de făcut, să nu mai vină unul să-mi spună mie de ce ai făcut sau ce ai făcut sau ce treabă mai ai. Da? Pentru că călcat în picioare n-am cum să mă las. Doar că nu se merită acum. Acum îi las să stea liniștiți. Mamă ce aglomerație. Haideți că vă las și mai revenim din... De fapt vă arăt și vouă ce aglomerație e și după aia o să revenim de acasă. Ia uitați, prieteni, dacă mergem la ora asta la Craiova, rămânem acolo. Prieteni, am ajuns și eu acasă, bate vântul,
întuneric. Alina, unde mergi? În casă. Nu, vii aici. Că este căldură și aici. Și ușa cealaltă, mami? Da, prieteni, și după cum vă ziceam, nu vreau să-mi dea mie nimeni ordine, da? Pentru că nici eu nu dau nimănui și nici mie să nu-mi dea nimeni. Să-și vadă fiecare de treaba sa, fiecare să-și păstreze astea cu vorbitul, nu știu cum, că ai o părere, că nu știu ce, că nu știu cum, bun, am înțeles, dar despre copii nu ai cu tu cum să vii să-mi spui mie ce să fac copilul meu. Pentru că n-ai stat tu să vezi dacă are sau nu are să-l ștergi tu la fund. Eu l-am șters. Eu am avut grijă de ea, eu, mama și tata. În rest nimeni. Da? Ați văzut că am fost cu fata, am plimbat-o și ieri când am fost la mall, am fost foarte deranjată pentru că ați văzut vlogul care s-a făcut. Nu ne e frică de absolut nimeni, da? Asta ca să înțeleagă. Doar eu îmi respect decizia. Atâta tot. Nu mi-e frică de absolut nicio lătură. Dar în rest, nu am nimic de adăugat. Fiecare să facă ce consideră că e bine și să fie toată lumea bine și mulțumiți. Eu și Alina, copilul meu își vede de treabă, merge la școală, își continuă visul. Doar așa putem reuși. În rest, altceva, nu am nimic cu nimeni. Dar știu că va veni acea zi când își va plânge de milă. Iar v-am spus pentru șantaj, pentru amenințare și pentru toate cele și șantaj că îmi vor da canalul jos și multe altele. O să vedem ce va decide poliția, pentru că am făcut și o sesizare și na, în rest nu mă interesează de nimeni. Pentru că n-am pierdut nimic. Dacă aveam ceva de pierdut, poate că mă dădeam capul de pereți. Dar nu am pierdut nimic. Și o să vă dați seama și o să realizați și voi că da, am dreptate. Că nu am pierdut absolut nimic decât 700 de galbeni. În rest nimic și niște ani din viața mea. Altceva, nimic, nimic, nimic. Nu știu care cum vede lucrurile și cum le vede, dar fiecare vede partea lui, fiecare vede dreptatea lui. Dar ce este în spatele vlogurilor, habar n-aveți. Habar nu aveți. Eu de asta sunt așa liniștită, calmă, îmi văd de treaba mea. Pentru că nu-și dorește nimeni o viață atât de faimoasă. O viață ca a vedetelor. Nimeni nu-și dorește așa ceva. Nimeni, nici cel mai sărac om de pe lume. Bă, da, ai noștri, nu e nimeni acasă. Nu știu. Eu nu știu ce am putut curăța. Da, pești răgușită. Toată noaptea nu s-a simțit bine. A spus fuța să mergem să luăm sirop de tuse, dar nu mai știu cum a zis că se numește. Mergem? Că nu e târziu. Vrei? Nu știu cum vrei. Da, prieteni. Nu știu ce să mai zic, că când a venit tata o să ne apucăm de renovări aici în bucătărie, că trebuie bucătăria renovată. Dar bineînțeles după ce o să-mi iau mașină, pentru că nu rezist. Dacă nu iau acea mașină o să leșin. Este un Jeep foarte mișto. Da, mami? O luăm? O mașină pentru noi două? Ia. Ia?
Cum ia? Pe și tu? Nu am. Da, măi, prieteni. Să știți că eu nu mai sunt brunetă. Mi-am pus un șaten închis în păr, dar tot neagră mă văd, adică tot brunet așa. Dar bine că nu mai sunt negru albăstru. Să curgă după mine, că mă spăl pe păr. Și după ce o să termin vlogul cu dumneavoastră, o să mă duc să-mi pun o mască în păr cu zeamă de lămâie și bicarbonat. O să pun și câteva linguri de apă ca să nu fie atât de tare. Și îmi pun și ulei de ricin. Foarte, foarte puțin, să-mi masez scalpul, că mi s-a îngrășat părul, dar nu știu de la ce, pentru că mă spăl foarte des sau nu știu ce se întâmplă. Și cam atât. Și vă spun și vă repet, nu o mai dați sfaturi despre copilul meu, ce să fac și cum să fac. Uitați-vă la alte persoane care au nevoie de sfat, un sfat de la o mamă care are un copil, exemplu, nu eu. Eu până acum consider că sunt o mamă bună. Care altă femeie ar sta atât ca să ce? Că la noi în țigănie se este acea gândire, lasă, du-te, refă-ți viața, fă ce ai de făcut, că fata crește, se mărită și face familie și aia e. Știu și eu asta, da, știu, dar până nu intră cartea în capul ei să fie deșteaptă, nu mă las. Nu mă las. După ce văd eu că a terminat și liceul și ce mai are de terminat și dacă vrea să meargă mai departe bine sau dacă vrea să-și facă familie, e tot bine. Dar după ce va fi o deșteaptă, nu o fraieră, pentru că vreau să aibă servicii, nu să facă infracțiuni. Înțelegeți? Ce, mami? Ce nu vrei? Să te măriți? Nu vrei să te măriți? Să nu am servicii. A, să nu ai servicii, dar vrei să te măriți? Nu. A. Da, măi, prieteni, și acum după acest vlog, după ce o să-mi pun eu acea mască în păr, o să o pun pe mama să vă povestească ce s-a întâmplat ieri și cum a rămas mama șocată pentru că a venit poliția și spunea că suntem la el la poartă, stăm cu săcuri, cu lopeți, cu nu mai știu ce. Vreau să zic cu verică, la noi așa se zice. Iar eu mă aflam la Craiova, tata este plecat, fratele meu este plecat și aș vrea să transmit un mesaj. Dacă spui și ți-e frică de fratele meu, ar trebui să te duci să-ți iei pastile neapărat pentru că ai probleme grave. Fratele meu niciodată n-a vorbit și n-a jignit și niciodată n-a avut treabă, niciodată nu s-a băgat. Nu știu cum ai curajul și tupeu să vorbești la adresa lui. Dar nu-i nimic. Există cel de sus și va avea grijă de toți. Atât spun. Și vom vedea. Și ne vom convinge că Dumnezeu va avea grijă de toți. Gata, prieteni? Ia uitați, fetița răcita. Hai să fac breton. Ia să vedem cât e de mare. Au. Deci, dacă fata mea nu era îngrijită și să am grijă de ea, nici părul nu l-avea îngrijit și cu această strălucire. Și a crescut părul destul de repede. Vă pupăm, prieteni!